Salut și bine am găsit la un nou episod din The Sims 4. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episod de azi. Vom continua de unde am rămas data trecută. Înainte să pornim, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați făcut la episodul anterior. S-au strâns aproape 14.000 de like-uri. Nu credeam că o să vă placă atât de mult, sincer, dar și mie îmi place Sims, așa că mă bucur că ne-am reîntors și cu siguranță abia aștept să vedem ce noi aventuri ne mai așteaptă. Să apăsăm aici pe play și o să ne întoarcem la familia noastră. Nu uitați, dacă vă place în continuare, să apăsați butonul de like și vom face... Eu zic că merită să reîncepem seria. Eu chiar zic că merită, dar v-am zis, depinde în funcție de voi. Bun, și ne-am întors aici la familia noastră. Știți bine că ei momentan nu sunt iubiți, Max și cu pisica, dar o să trebuiască să-i facem. Așa că o să mergem noi... Unde e pisica? Unde s-a dus? Ia să vedem. Ok, ea s-a dus afară și din cauza că ne-am luat penthouse-ul ăsta mare, avem posibilitatea să stăm și afară. Avem o mini grădină, o mini terasă aici, putem să ne facem ce vrem noi. Și chiar mă gândeam să pun niște aparate de fitness undeva pe aici. Eventual te duci și faci, mergi pe bandă și te uiți așa frumos la stradă, vedeți mașinile acolo. E super nou update, sincer, și chiar îmi place. Așa, hai să meargă și el aici. Eu să-i da, tu de fapt stai, tu dai sit aici. Și ea și vorbește cu ea, pentru că trebuie să îi facem prieteni foarte buni, după care să vorbim, știți voi, și să ne băgăm pe treabă, să-i facem iubiți. Așa, tu stai acolo. Și vede, bara e peste jumate, adică în principiu aș putea acum să mă duc la ei. Fac așa romance și dau flirt. Hai să vedem dacă flirtul va merge. Dacă va merge, înseamnă că... Sunt gata să fie iubiți. Se pare că merge. Ia uite. Ah, deja aprobarea. Ah, ce tare. Ok. Nu vreau ask just to be friends, vreau mai mult de atât, așa că o să-i dăm pe romance. O să întrebăm dacă e singură sau dacă are iubit. Deși stau în aceeași casă. Probabil o să zică că e single. Da, pisica mea e single. Așa, o să-i dăm pe more choices, romance. A venit mail-ul, că bills have been așa, nu știu ce. Să plătim facturile la casă. Și nu e destul, nu e scump, adică doar 9.000 ne costă. Ok, tu întoarce-te, lasă televizorul sau ce vrei tu să faci acolo. Dă-i pe romance și dă-i pe compliment appearance, confess attraction. Hai să mărim bara aia roz până când ne lasă să-i facem iubiți. More choices, romance. Și pe aia vom merge în oraș să explorăm noile chestii din oraș. Flirt. Trebuie să-i dai de multe ori pe flirt, am observat. First kiss, primul sărut. Bă, aș încerca. Trebuie să riști uneori în viață, nu? Eu zic că merge, ia. Opa, opa. Oh, și-au avut primul sărut. Frumos așa. Și uite și ce peisaj în spate, unde au avut primul lor sărut. E bine, eu cred că... Uite, kiss hands. Hai să-i dăm și o floare. Uite că vor! A scos și o floare din chiloți, nu știu de unde a scos-o, dar aparent a scos-o. Și acum... Try for baby din prima, what the fuck, abia s-au cunoscut și deja try for baby. Nu o să-i dăm încă să facă copil, dar o să-i dăm ask to be girlfriend. Cred... Sau ce să mănânce sau ce face? Uite ce față are acolo jos. Are fața așa șmecher, adică, bă, ce șmecher sunt eu. Că... M-am dat la ea ceva de genul. Dar o să-i dăm aici. Poți să-i dau uhu din prima? Adică, bă, abia s-au cunoscut, știi? E ciudat. Dar hai să mai vorbească puțin. Iar arată mușchii. Așa. După ce trecem de jumate cu bara asta roz, după aia pot să-i dau ask for girlfriend să fie iubiți. Altfel s-ar putea să moară de rușine dacă cumva îl refuz, așa că... Romance, blow a kiss, să-i dau un sărut. Și cineva a lăsat un televizor deschis aici. Turn off. E o discuție foarte interesantă. Eu am scos pereții de acolo pentru că uneori pereții te încurcă. De exemplu, dacă sunt aici, eu nu-i văd pe ei. Dar o să mai bag și pereții ocazional. Și acum, ask to be girlfriend. Eu cred că acum este momentul oportun să o întrebe dacă vrea să fie prietena lui. Ia să vedem. Vrea? Iarată niște chiloți.
Așa întrebi o fată dacă vrea să fie prietena ta, îi arăți niște chiloți, what? Ok, și became girlfriend of Max. Deci, în sfârșit, sunt iubiți. Asta și vreau să fac, să fie iubiți, pentru că așa e normal. Poți să o ceară de soție din prima. În Sims, orice e posibil. Nici mie te-ai cunoscut cu o fată, deja ai cerut-o de soție. Dai să-i dăm kiss. Ia să vedem dacă vrea. O, Doamne! O, Doamne! Ce-a zis? Mi s-a părut că a zis ceva. Am observat faptul că în această casă, în acest apartament, avem piscină. Da, hai să mergem la piscină. Skinny dip sau swim, skinny dip with. Putem să mergem dezbrăcați în piscină. Dezbrăcați de tot în piscină și o să mergem cu ea. Adică, fiindcă e penthouse, avem posibilitatea să avem piscină, avem posibilitatea să avem multe, multe chestii pe care într-un apartament normal nu ai putea să le ai. Și uitați-vă și voi ce dita mai animalul de bloc e aici. Bineînțeles, avem și vecini de desubt, sub apartamentul nostru, dar... Opa, s-a dezbrăcat. E goală. Dar bineînțeles că Simpsons nu o să-ți arate nimic de genul ăsta. Așa. Opa, s-a aruncat și el. Ce mișto e. Și bine, acum eu v-am zis, sunt o grămadă de chestii pe care eu le pot face, pentru că au băgat o grămadă de obiecte în joc. Adică eu dacă mă duc, să zicem, vreau să mă duc pe astea de aici. Vedeți câte camere, și sunt multe camere diferite pe care, uite, de exemplu asta, perfect dormitory. Și dacă vreau, iau de aici ce vreau, vreau patul ăsta, pac, l-am luat și l-am pus. Bine, noi avem acum totul pus, adică nu e neapărat necesar să iau de aici chestii. Dar pe parcursul jocului poate o să ne băgăm și o să construim diferite lucruri. Poate nu-mi place frigiderul. Pa, m-am dus și mi-am pus un nou frigider. Ăsta e frigider nou. Nu l-am mai avut până acum. E din update-ul ăsta nou. Uite cum arată. Da, e urât rău de tot. E ruginit, what the fuck. Cred că e dintr-un apartament de la mai ieftin sau ceva. Da, o să ne mai uităm noi și pe aici. Bineînțeles, vreau să mă mai uit și... prin haine, chiar o să ne uităm la haine și o să le schimbăm, dar nu știu exact când. Momentan, ei se bucură de această priveliște și uitați-vă și voi cât de frumos se vede. Da, deci uite cât de superb se vede și poți să stai în piscină așa și să n-ai nicio grijă. Bine, dacă stă cineva și se uită la ei acum cu vreun binoclu din apartamentul ăla, o să-i vadă complet dezbrăcați, dar da, se poate întâmpla și ceva. Bă, voi n-aveți de gând să vă îmbrăcați? What? Alo? Păi lasă mâncarea, îmbrăcați-vă. Ea se duce la duș. Sunt două dușuri. Take cold shower. Poate să facă un duș rece. I-am dat să facă un duș rece. Și el poate să se ducă aici. Tot cold shower. Să fac amândoi duș rece. What the fuck? Ați făcut vreodată vreun duș rece? E cea mai oribilă chestie. Dar te pune pe picioare așa, dacă cumva ți-e somn sau ceva de genul. Te pune pe picioare, dar riști să răcești, cu siguranță. Iar ce avem WC-ul care te privește. Acest WC-ul te privește, dar am observat că în momentul care se duce la WC-ul, uitați-vă, îi cântă muzică, îi arată o hologramă în față, adică ca și cum ar avea un ecran în față, dar ea nu are niciun ecran. Vedeți? Și după asta, când termină, nu se întâmplă ceva de... îi crește și hygiene-ul, adică ca și cum ar fi făcut și duș. E stranie chestia, dar interesantă. Bun, hai să mergem în oraș. Hai să îi dăm noi așa aici pe phone. Îi dăm pe... travel. Travel cu pisica. Și hai să vedem unde vom merge. Și v-am zis, eu cred că acest joc poate să fie din nou o serie, știu că pe vremuri era o serie, chiar și în fiecare zi postam The Sims pe vremuri și știu că vă plăcea foarte mult atunci, vreau să văd susținerea voastră și acum dacă vă doriți o serie, nu uitați să apăsați butonul de like și cu siguranță cred că putem readuce Sims-ul înapoi pe canal, pentru că sunt foarte multe chestii de făcut și e ca și cum ar fi un joc complet nou din cauza update-ului. Chiar m-a întrebat cineva, cum poate și el să-și ia acest update? Și acest update poți să ți-l cumperi. Costă destul de mult. Am impresia că am dat vreo 35 de euro. Ceva de genul. Sau 30 de euro, nu mai știu. Dar costă destul de mult.
dar îți face jocul să arate ca și cum ar fi un joc complet nou, așa că pentru mine personal merită. Bun, data trecută am fost la Spice Market și acum am putea să mergem... Fashion District-ul e accesibil fără să trebuiască să facem nimic, în mare parte. Adică putem să coborăm din bloc și ajungem direct în Fashion District. Dar am putea să mergem aici, de exemplu, la Sky Fitness. Aici e Uptown. Cea mai luxoasă zonă, ci că ar fi... Hai să vedem. Cea mai luxoasă zonă din oraș. I-am dat să mergem la sală. E mișto că avem și sala lângă noi dacă vrem să facem forță și asta. Și nu neapărat forță, dacă vrei să faci fitness, să te menții în formă, cu siguranță trebuie să treci un pic și pe la sală. Uuu, cât de mișto e aici! Ia stai puțin! Wow, ce-i zona asta? Ce e aici? Give speech! Să zică ce... What? Și o statuie de-aia. Se duce aici și se adună lumea și el dă un speech, vorbește. Haideți, oameni buni, haideți, veniți încoace să vă spun povești. Da, e stranie chestia asta, adică ceva de genul ăsta arată zona de business și o vedeți că, uite, în fundal acolo se vedea orașul și nu știu ce, și asta e undeva sus de tot, în teren de basket aici și posibilitatea de a face grătar, cred, sau ce asta? Și aici se strânge lumea și dă cineva speech-uri. Interesant, eu sunt și niște oameni aici, putem să-i dăm Watch Performance Together. Eu dacă vreau... Watch Performance... Dar nu cu ăla, mă. Care ești chic? Îi place așa de mult să cu telefonul în sus. Watch Performance... Ah, ăla e ăla care cântă. Ok, hai să-i dăm niște bănuți. Ia să vedem. Îi dăm și lui niște bănuți. Așa, i-am dat 10 bănuți. Bravo! Și acum stai, eu pot să-i dau More Choices, Romance. Hai să-i dăm Blow Kiss. Da, cântă bine tipul, nu zic, nu. Hai să vedem ce... Pot să o cer de soție aici, dar nu o să facem asta încă, e prea devreme. Flirt, More Choices, Romance. Hai să vedem ce altceva mai putem să facem cu ea. Ce nebunii mai putem să facem cu ea. Probabil o să facem și un uhu astăzi. Cu siguranță când ne întoarcem înapoi acasă o să facem uhu. Ia deci pe Max. Kiss. Hai, să-i dăm un sărut aici. Ia să vedem dacă vrea. A? Opa, ia uite sărutul. Așa da. O, Doamne. Și tipul ăla cântă de zuri acolo, n-are treabă. E interesantă zona și ia să vedem oamenii de la sală. Deci noi, practic, aici am venit la sală. Bine, că poți să te duci și în oraș să faci diferite chestii, da. Dar poți să te duci la sală dacă vrei. Ia uite-i pe oameni ce fac sală aici. Asta cine e? What? Cred că... Asta e cumva un Max? Asta e Max Infinit adultul! Ești nebun? Ăsta e din sezoanele trecute, pentru cei ce nu știu și nu înțeleg ce se întâmplă acum. Max ăla e nou, din nou sezon, iar Max ăsta e din sezoanele vechi, de când făceam eu videouri cu Sims mai de mult. Și a venit și el aici, v-am zis că e foarte posibil să ne întâlnim cu caracterele vechi și o să fie un pic cam straniu, da? Mama, uite ce e pe aici, pe sus. Ok, order food. Order food, hai să luăm un hamburger. Hai să luăm hamburger și pisica o să-și ia order food. O să-și ia un... Tot un hamburger. Și putem să dăm haggle, am impresia. Putem să dăm haggle și o să ne dea prețuri mult mai mici. Haggle și haggle. Ia uite-l pe ăsta cum e îmbrăcat, ești nebun? What the fuck? Și are și voce ciudată. Bă, duceți-vă și faceți haggle ca să vă dea prețuri mai mici. Și acum când te duci order discounted și vedeți că am discount, deci... Nu merită să ții mâncare la prețul mare, pentru că poți să faci haggle și să primești prețuri mici la mâncare. N-a vrut pentru el, a? A zis, bă, e driver hard, bă. A, bă, da, a mers. A mers, credeam că nu o să meargă, mă gândeam, zic, bă, nu, lui nu-i dă. Și stăm și mâncăm și noi în oraș, păi e frumos aici, n-ai ce zici, e chiar mișto. Asta e zona aia cea mai scumpă din oraș, știi? Zona asta de aici e cea mai scumpă. Dar e și frumoasă.
Și îmi place că toată acțiunea din noul DLC se petrece undeva în blocuri. Adică gen, nu ești pe stradă neapărat. Bine, poți să te duci, dacă te duci în Spice Market, da, ești pe stradă undeva. Dar dacă nu, uitați-vă și voi unde suntem. Suntem pe un bloc sus. Adică, în mijloc, practic sunt niște blocuri lipite între ele. What? Show the Humor and Hijinks Festival is in town. Click to show more info. Ci că e un festival interesant. Travel. Vreau travel cu pisica. Și că e un festival, a venit un festival în oraș special. Și chestiile astea apar random. Adică, posibil ca dacă voi vă jucați jocul să nu vă apară deloc acest festival, să vă apară ceva complet diferit. Dar iată că mie mi-a apărut acest festival. Hai să vedem, hai să-l vizităm, să vedem despre ce e vorba. Despre ce e vorba, că vreau. Sunt atât de multe chestii de făcut în joc ăsta, de asta îmi doresc să fac o serie, dar v-am zis, depinde și cum vreți și voi. The Prankster and Jokester Challenge has begun. Drink from either the dark or light tea to join a side. Mamă, trebuie să bei un fel de ceai, ba dintr-o parte, ba din alta. Stai, cum? To join a side. What? The Prankster and Jokester Challenge, drink from either the dark or light tea. The dark or light tea. Faza e că nu știu de unde aș putea să iau chestia asta. Hai o așa, practice order. Nu cred că acolo e, cred că aici e. Aha. Deci practic tu dacă bei, fii atent ce fază, dacă tu bei din ăsta negru, te faci în... în gașca aia și dacă bei din asta te faci în gașca asta. Hai să facem să bem din... Join the Jokesters. Join the Jokesters together. Adică cei care fac farse. O să ne facem cei care fac farse. Join the Jokesters together. Hai să vedem. I-a dat și ei. Când dai asta cu together, e din cauza că am DLC-ul cu grupurile. Și mă lasă să fac acțiuni împreună. Dar el să bea din ăla. Puteam să bem și din ăla, dar am zis să bem din ăsta. Mamă, e o băutură ciudată. Și pisica unde e? Pisica, tu ce faci? Vino și tu și bea de acolo. Hai că vine și ea. Max has joined the jokester, perform comedy interaction to gain points. Deci trebuie să faci interacțiuni de comedie. Și vezi cine câștigă chestia asta. What? Și te avem și pisica aici. Și noi trebuie să le facem farse celorlalți ca să câștigăm. Iar ceilalți ce trebuie să facă? Ok, și pisica e... Uite cum sunt amândoi. Trebuie să le facem farse celor... uite mă că ei pun ceva pe jos. Dar noi n-avem chestii de alea. Humor and Hygiene Festival Spark Fountain. Poți să mă duc să cumpăr de astea de undeva? De aici cumperi mâncare, de aici cumperi tot mâncare. Order food... Tot order food, deci alea sunt doar standuri cu mâncare. Astea sunt standuri by swag. Avem chestii de cumpărat aici. Bine, nu prea mă pricep eu cu festivalele astea foarte mult momentan. Uite de aici să cumperi chestii de astea. Humor and hygiene mortar. Hai să luăm câte una din fiecare, nu știu ce face fiecare chestie. Dar o să cumpărăm câte una din fiecare, trebuie să ducă la baie, din păcate. Avem vreo baie pe aici? Băieți, ați făcut și voi o baie în zona asta pentru că... Pentru că am nevoie de o baie? Lol, e aici baie. Ok. Jokester Fireworks. Și acum vedeți că are un fel de aură de în jurul lui, care e stranie, dar da. Și dacă mă uit în inventoriul lui, avem chestiile astea. Spinner, Bubble Bottle, Spark Fountain. Să vedem ce face. Place in world i-am dat. S-o pună în lume și să-i dea drumul. Și cred că așa faci puncte. Și acum îi dai așa, light. Acum îi dă foc, ia fiți atenți. Asta e. Doamne, o să bubuie. The Prankster are need by two. Aha, și faci puncte făcând nebunii de genul, de exemplu bind two. Și dacă îi dai să fie legat, păpușe voodoo, să fie legată de cineva.
Asta ce e? Place in World and Light. I-am dat să mai pună ceva pe jos, ia. Ce e chestia asta? Mamă! O, ce mișto e! Și făcând chestii de genul primești puncte. Iar ceilalți, nu știu ce trebuie să facă ceilalți. Dar la echipa cealaltă nici nu prea sunt oameni. Majoritatea sunt la ăștia. Ok, cred că o să ne întoarcem acasă că e destul de târziu, dar a fost interesant și am luat și niște chestii de pe aici. Dar o să le dau să se întoarcă acasă. Mișto festivalul, poate să ne mai ducem. Și chestiile astea apar nu numai în oraș, nu numai în partea asta cu cei mai bogați, dar și în toate locațiile. De exemplu, dacă te duci la Spice Market, posibil să apară un festival de pictură, unde poți să te duci să pictezi și cine pictează cel mai bine ăla câștigă. Sau, nu, în fine, sunt o fel de nebunii de genul ăsta și îmi place. Bun, acum hai să vedem ce niduri au ei. Niduri de somn în mare parte. Dar acum din cauza că sunt iubiți, ei pot dormi în același pat. Ceea ce înseamnă că poți să dau aici sleep și o să doarmă împreună cu el. Hai să vedem prima lor seară împreună în pat. Vor dormi, nu vor face altceva momentan. Dar când se vor trezi și vor avea suficientă energie, cu siguranță le voi da opțiunea de uhu, să vedem dacă merge. Pentru că uhu, în afară de faptul că e distractiv pentru ei, le mărește fanul. Dar e și e bine. Bun, deci la el, el nu prea are mare need-uri. Ea are need de bladder, în schimb. Și acolo să-i dăm să se trezească. Du-te cu bladder-ul, du-te la baie. Și după asta Max o să ducă să o întrebe dacă vrea să facă uhu. More choices, romance. Propose, kiss chick, deci trebuie să mai facem niște chestii aici. Suave kiss. Trebuie să mai facem niște chestii înainte să ne apară opțiunea cu uhu, dar eu cred că o să vrea. Nu cred, adică dacă-s iubiți acum, nu cred că e o problemă. Uhu, ia uite, deja opțiunea de uhu. Nu-mi dă opțiunea unde să fac uhu, dar cred că o să găsească ei un loc potrivit. Dacă vrea. Hai să vedem. Vrei să faci uhu? Da, normal că vrea, ia uite. Hai să vedem unde se vor duce pentru primul lor uhu. Se pare că se duc în patul ăsta, le place acest pat. Și se va întâmpla nebunia. Pentru prima dată uhu se întâmplă. Make it romantic, Max and Pisica are uhuing for the first time. Foarte tare. O, Doamne, ce se întâmplă acolo? Am văzut că ai ieșit un cap din pătură. Mai iese câte un picior pe aici, câte o mână, câte un cap. Ia. Și acum... Ia uite, ați văzut? Ați văzut capul ăla? Oh, a explodat patul. Și se pare că s-a terminat. Bă, Max pare că e destul de mândru, e happy. Și ea e happy, deci totul e în regulă, foarte frumos. Bun, mai avem foarte multe chestii de vizitat, foarte multe lucruri de văzut, dar momentan, hai să vedem, o să merg aici în grădină, go here, și vreau să văd, eu știu că mai aveam niște chestii pe care le-am cumpărat de la magazinul ăla de acolo, Humor and Hygiene Festival Bubble Battle, Blow Battle, Blow Bubbles, hai să vedem cum e asta, pur și simplu dai cu baloane, ok, asta e doar o chestie, așa, nu e nimic. Play with light sparkler. Light. Hai să vedem ce e. Ah, e de asta o... Știu, aveam și eu de astea, țin minte. Sunt de alea de... Poți să le pui și în tort dacă vrei. Interesant, interesant. Și ăsta mortar. Place in light. Vreau să văd ce e ăsta mortar. Sunt foarte curios să văd. Cred că explodează. Mamă! Mama a explodat lângă el. Holy shit, sunt artificii. Ia uite. Cred că ăia care se uită de pe blocurile celelalte zic, what the fuck, ce se întâmplă acolo? Max, du-te și fă un duș repede. Uite cum a ajuns Max. S-a murdărit rău de tot. Doamne, și e și dazed. Dazed-ul cât durează? 2 ore. Înseamnă că i-a amețit așa, că i-a explodat. Sunt uneori periculoase aceste chestii, deci trebuie să ai mare grijă când le folosești cu siguranță. Dar
tot ziceam eu că vreau să mă uit la haine puțin. Unde am găsit noi un wardrobe change? Aici ar trebui să fie change outfit. Plan outfits. Aici e. Și acum o să putem să vedem niște hăinuțe pentru ei. Acum nu garantez că o să reușesc să le găsesc cele mai bune haine sau ceva de genul, pentru că nu prea mă pricep eu atât de bine, dar vreau să văd măcar ce haine noi au adăugat, pentru că astea sunt noi, de exemplu. Uite, astea nu erau un joc până acum. Bă, ce mișto e ăsta, ești nebun? Chiar îmi place. Uite, poți să-l găsi și pe alte culori. Băi, e prea șmec. Deci asta îmi place la nebunie. Am apăsat pe primul și parcă îi se potrivește prea bine și pe albastru. Dar hai să le vedem și pe celelalte. Uite, și ăsta e interesant. Sunt mișto astea noi. Toate. Adică n-ai cum să zici că nu-i stă bine cu ele. Cu toate stă bine. Și uite, ăsta aș putea să-l folosesc pentru când se duce la sport. Avem și de-astea noi de costum, pe care pot să-i le dau în momentul în care se duce. Uite ăsta ce șmecherie. Când se duce, de exemplu, undeva la un festival ceva, cu ăsta ar putea să-l îmbrăcăm de Crăciun. Și apropo de chestia asta, dacă vă place atât de mult acest joc, poate ține până la Crăciun și de Crăciun poate facem ceva special și de Revelion poate facem ceva special în Sims. Chiar aș vrea. Chiar aș vrea. Să-mi spuneți și mai în comentarii dacă vreți chestia asta, dacă vă doriți. Bun. Sunt multe. Sunt foarte multe. Dar cred că pentru moment o să-l las cu asta. Că este destul de bine. Hai să vedem la pantaloni. La pantaloni la fel. Avem o grămadă de variante noi. Bineînțeles, n-am cum să-l îmbrac așa. Dar uitați-vă și voi ce mușchi are, doamne. What the fuck e asta? Sunt și unele care nu prea se potrivesc. Și unele care sunt extrem de strani. Și nu ar merge la băieți. Adică... Astea sunt doar ciudate, frate, adică... Ăsta se potrivește? Da. Ăsta se potrivește, chiar îi vine bine. Sau ar veni pe albastru? No. Pe albastru mai... Parcă cu negru se potrivește mai bine. Uite, ăștia îi vin și mai bine. Și am pantofi. Pot să-i pun de ăștia de clown. ceva mai serios, așa, cred că ar merge. Aia-s drăguți. Ăștia, nu, ăștia sunt prea pantofi așa, trebuie ceva mai casual, pentru că ținuta asta nu e, ținuta asta e everyday. Și nu o să le modific acum toate ținutele, în niciun caz, că nu e timp de așa ceva, o să le modific everyday-ul. Vreau ceva mai sportiș, ăsta cred că e. Bine, și pe asta avem multe pe care putem să le modificăm, dar asta o să le facem în episoadele următoare, cu siguranță. Hai să vedem și la pisica. La pisica asta e ținuta ei pe care o avea data trecută. Știu că sunt... Chiar așa, apropo de chestia asta, sunt styled looks pe care le putem lua, styled looks. Și astea sunt ținutele out on the town. Doamne. Interesant. E foarte interesant. Hai să vedem ce alte style-uri mai sunt. E drăguț, dar nu-mi place machiajul ăla neapărat. Nici ăsta nu-mi place. Just visiting, nici asta nu prea-mi place. Tribal beats. Asta e straniu rău de tot. Cutting edge. Ne. Când mă uitam la ăla, la primul. Primul e simpatic, adică chiar e simpatic. Bine, la astea style looks, practic vei avea tot timpul niște style looks predefinite. Dar... putem să ne uităm și la ea, de exemplu, dacă eu vreau să-i schimb doar partea de sus, putem să vedem doar partea de sus. Poate vedem ceva mai interesant, de exemplu, asta, da, nu. Asta, ne. Mă uișo să văd ce ar fi mai mișto. Bine, astea de sus sunt cele noi, dar nu prea se potrivesc alea așa de bine. Adică, nu știu, pentru mine sunt ciudate. Aia e ciudată? Ceva mai simplu, așa, mai... E drăguța asta, adică nu... Poate asta... Acum, faza e că nu vreau nici să fie foarte elegant, că până la urmă e o ținută de zi cu zi. Uite, e frumos și asta. Cred că o să o las pe ea cu styled look-ul ăla momentan. Și dacă e... cred că o să îl schimb pe un... Parcă nu i se potrivește așa de bine, nu știu ce să zic. Alea sunt mai vechi, deci alea nu mă interesează, vreau să-i pun din astea noi. Păi, e frumos ăsta. Dacă i-aș găsi un roșu ceva. Ăla-i mov.
Un roz? Arată bine, îmi place. Nu știu, o să le mai schimbăm hainele cu siguranță, dar o să-i las așa momentan. Și trebuie să le schimbăm și pentru celelalte. De exemplu, e un styled look pentru când se duce la piscină, de exemplu. Cum o să se îmbrace când se duce la piscină? Cum o să se îmbrace când o să fie îmbrăcat la costum? Când se duce la o petrecere și tot felul de chestii de genul. Dar oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem episoade cu Sims, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!